Vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Ionuț Trifan, susține că programul Sistem Integrat al Deșeurilor va continua anul acesta, amploarea punerii în aplicare fiind una deosebită. De asemenea, vicepreședintele afirmă că taxa de salubritate nu va crește, ea rămânând de 5 lei lunar în mediul rural și 11 lei lunar în mediul urban. În ceea ce privește Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor, noi Consiliul Județean, cei care am implementat acest proiect, am dus până la capăt acest proiect și l-am predat asociației. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară este cea care se ocupă de ceea ce înseamnă prețuri și contractele cu prestatorii, respectiv un preț pentru depozitul ecologic și ceilalți operatorii de încărcare, de colectare din județul nostru. La sfârșitul acestui anului trecut am avut o ședință de asociație, prețurile au rămas aceleași, cu condiția ca ele să fie colectate în mare măsură. Cu ajutorul colectării și a reciclării vom putea menține prețul plătit la ceea ce este acum și la ceea ce am început anul trecut, în ianuarie. Vorbim de o taxă care este cuprinsă în cadrul proiectului și care a fost agreată prin proiect. Taxa este de 5 lei în mediul rural și de 11 lei în mediul urban. Pe segmentul mediu, suntem aproape de final cu planul județean de gestionare a deșeurilor. O să transmitem în curând celor de la Agenția pentru Mediu pentru avizare, lucru care ne va conduce la scrierea unui alt proiect care să îmbunătățească proiectul actual și mă refer aici la îmbunătățire în mediul urban, unde au fost alocate mai puține resurse prin proiectul inițial, din cel care l-am terminat, pentru că ei aveau deja serviciu. Va fi un proiect scris și pentru a rezolva problema depozitului de deșeuri prin un sistem de tratare mecanico-biologică și așa mai departe. Deci, pe segmentul mediu vom mai lucra și vom mai avea parte de fonduri europene pentru a trece decalajele față de alte state. Investițiile în domeniul infrastructurii rutiere vor continua în 2021. Ciprian Trifan spune că cu certitudine se vor finaliza lucrările la drumul strategic Băcani-Codăiești și că va fi deschis un nou șantier ce vizează modernizarea unui al doilea drum strategic Pochidia-Dragomirești. În ceea ce privește celelalte investiții pe care noi o să urmăm să le facem, pe de o parte, anul acesta avem de terminat o parte din investițiile din Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Lucrăm la drumul strategic, lucrăm la un proiect pentru un alt drum strategic. Salut inițiativa ministrului UDMR de la Ministerul Dezvoltării, care a făcut posibil să mai avem un termen pentru Programul Național de Dezvoltare Locală 1, pentru că colegii mei din teritoriu mai aveau de lucru la ei. Vom face un rest de executat și noi acolo unde mai avem câteva problemuțe și sperăm noi că cu acest accept să rezolvăm și acele investiții pe care tot le-am mișcat, cu greu, dar le-am mișcat.